Curtea Supremă de Justiție a reluat astăzi examinarea dosarului Culioc, în care fostul șef de stat Igor Dodon este învinuit că a pretins aproape $1 milion de la Vladimir Plahotniuc și Sergei Iaralov. Avocații lui Dodon au depus o cerere de recuzare a întregului complet de judecători. Solicitarea a fost respinsă, însă iar ședința reluată. Avocații lui Dodon au explicat cererea de recuzare a completului de judecată prin faptul că pun la îndoială prezumția de obiectivitate a acestora. Procurorii, la rândul lor, i-au acuzat pe apărătorii inculpatului că tergiversează procesul. După examinare, demersul a fost respins de Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție ca fiind neîntemeiat. Încheierea nu este susceptibilă de a fi atacată, se mai spune în decizie. Ședința a continuat cu solicitarea avocaților lui Dodon de audierea mai multor martori. Următoarea întrunire planificată pentru 11 noiembrie. Ulterior, magistrații vor trece la cercetarea judecătorească. Amintim că dosarul numit Culioc a fost pornit în baza imaginilor video apărute în spațiul public la întâlnirea din iunie 2019 dintre fostul șef de stat, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc și Sergei Iaralov, omul de încredere al fostului lider al Partidului Democrat, unde Dodon a primit o pungă neagră în care se presupune că erau bani. Potrivit procurorilor, lui Dodon se incriminează că a pretins și a acceptat de la aceștia bani în sumă de la 600.000 până la $1 milion, urmărind promovarea intereselor lui Plahotniuc și Iaralov. În reacție, Igor Dodon s-a declarat total nevinovat. Acum câteva zile și fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a comentat subiectul. El s-a întrebat cum procuratura instrumentează învinuirea adusă lui Dodon fără ca el să fi dat o declarație în acest sens. Ce alte probe au pus procurorii acolo? A declarat Plahotniuc pentru Tribuna.md. Anterior, fostul deputat Iurie Reniță a prezentat niște acte care ar dovedi că pe 9 iunie 2019, Plahotniuc împreună cu Sergei Iaralov ar fi fost audiați de Dumitru Ciucaș, ofițer de urmărire penală detașat în Procuratura Anticorupție.